poți să folosești aplicația amparcat și în ploiești. O mai poți folosi în București, Focșani, Oradea și Câmpul în Mușcel. Poți să-ți evidența actelor pentru mai multe autoturisme, poți primi recompense dacă parchezi civilizat, poți transfera sau primi credite de la alți utilizatori și poți plăti instant prin Google Pay sau Apple Pay. Fii civilizat și parchează smart cu amparcat. Sunt fan Dacia, sunt fan Renault. Nu cel mai mare, dar sunt mașini pe care le apreciez. Aș cumpăra oricând un Renault, în loc de un Volkswagen. E mai ieftină, costurile sunt cam la fel, iar când o cumperi este mai accesibilă și mi se pare că unele astea entry-level chiar arată mai bine. Nu despre asta vreau să vorbesc, vreau să vorbesc despre Dacia. Dacia este o mașină care este entry-level, budget, pentru omul de rând. Mașini pe care am apreciat întotdeauna, dar consider că duster este unul dintre mașinile Dacia pe care nu le-aș cumpăra. Adică un Duster full, depășește 20.000 de euro. Iar pentru o Dacia, este un preț care sincer nu-l merită. Sunt anumite versiuni, chiar și cu gaz, din fabrică, economice, super ok, dar, nu știu cum sunt variantele astea, dar variantele mai vechi au aceleași probleme ca și Loganul. Ruginesc repede. Mi se pare ciudat să dai 17, 18, 20, 22.000 pe, pe o Dacie, care ruginește repede, și își pierde și din preț. Un Duster la mâna a doua am văzut că costă și 7000 de euro cu ceva kilometri mai vechi. Și dezamăgirea mea cea mai mare a venit în momentul în care am făcut itp la câteva în service. Mașina de 3 ani care a fost cumpărată de nou. Nu știu pe unde a fost, probabil că pe multe drumuri de munte, unde era sare, n-a spălat-o la timp, habar n-am. Dar pe sub era plină de rugină nu rugina străpunsă, nu rugină care să fie o problemă pentru ITP, care să scăze probleme la ITP, dar rugină care îți va cauza probleme în următorii alți 3, 4, 5 ani. Pur și simplu mi se pare că e o, cum să zic, urcă, e o mașină care urcă foarte bine. Au fost teste în care Dacia a bătut Subaru. Au fost teste în care Dacia a bătut cu duster foarte multe autoturisme, mult mai scumpe și renumite pentru off-road. Deci e ok, E, îmi place sistemul acela cu treapta întâi să fie practic pe post de reductor. E foarte scurtă, practic pleci cu a doua dacă vei să pleci normal. Deci sunt câteva lucruri care, pe care le apreciez la ea, dar pentru o mașină care costă 20.000 de euro, mi se pare că nu face banii aia. S-au scumpit mașinile, toate, toate brandurile și asta este inflație, ok, dar este o mașină care nu știu, să de părere că de banii ai cumperi altceva. Este mașina pe care eu nu n-aș cumpăra-o nici să mă bați. Dacă era 17.000, cum era acum câțiva ani, 18.000, poate. Dar peste 20, 22, 23.000, e mult. E mult și poți cumpăra altceva. Adică deja aici încep și eu ca fanii mei number one. Dă bani eu ia zloi multe mașini. Poate mai pui ceva și ți -ai altceva mai ok nou este și instabilă, nu știu ăstea noi cum sunt, dar variantele vechi de Duster erau construite pe platformă de Logan. Pentru dimensiunile pe care le avea această mașină, este o mașină instabilă. Loganul oricum e instabil, un Logan înălțat în ghilimele cum e duster este mai instabil. Nu știu, are atât de multe minusuri care pe mine pur și simplu m-ar îndepărta sub orice formă de Dacia Duster. Ok, la mâna a doua poate găsești ceva diluri bune. Ca flote pentru diverse instituții cu reducere cumpărată pentru că cumperi multe, poate că merită. Mai ales dacă ai variantele acelea economice cu GPL. Sunt anumite condiții în care merită cumpărate. Dar pentru o persoană fizică, un om obișnuit care vrea să ducă să-și cumpere o astfel de mașină, să mai facă și leasing la ea de pe 5 ani, pe 7 ani, pe 10 ani cât îți dă credit banca sau leasing, să te ducă din 20-22 de mii să ducă 26 este enorm. O apreciez pentru ceea ce este dar are un preț care pur și simplu eu consider că nu se, nu se justifică. La mâna a doua, poate. Pentru flote, poate. Pentru instituții, poate. dacă am atât. Adică ar trebui să te gândești două ori înainte să-ți cumperi astfel de mașină. Mama mea, cel puțin, este foarte îngândată. Când o să ies la pensie, mi-a plăcea un Duster. Culoarea aia așa, cărămizie. Ok. Mă fac că n-am auzit nimic. Știu acum că o să fiu criticat sau că mulți o să fie de acord cu mine și că mulți nu o să fie de acord cu mine, dar la bani ăștia ți o mașină și mai sigură și mai interesantă, mult mai arătoasă, poate nu la fel de practică sau poate nu la fel de bună pe off-road, dar cred că sunt și alte alternative. Nu sunt hater Dacia, sunt pro Dacia, este strict părerea mea, ceea ce spun eu nu înseamnă că așa este, dar trebuie să te gândești de două ori pentru că s-ar putea să și pierzi destul de mult bani. Care este părerea voastră? Sunt curios să aflu în replica de comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.